Cu siguranță nu e deloc ușor să treci printr-un divorț, mai ales atunci când la mijloc sunt și copii. Acest eveniment poate lăsa răni serioase în sufletele celor implicați. Cât de grea este recuperarea și ce trebuie făcut în astfel de situații, aflăm chiar acum de la vedete, dar și de la specialiști. Nu există zi în care să nu auzim de câte un cuplu care divorțează. Este o etapă care poate fi extrem de grea, astfel că de multe ori este recomandată terapia. Cuvântul divorț, precum cuvântul cancer, precum cuvântul avort, vezi, sunt foarte grele, cu consoane grele care te zgârie. Pe de altă parte, dacă stăm și ne gândim la ceea ce reprezintă de fapt, reprezintă separarea a două ființe care au ajuns la concluzia că nu mai au nimic în comun în afară de câteodată un copil 2-3 și tocmai pentru asta ar trebui ca relația lor să se transforme într-o relație de prietenie, de colaborare, hai nu de prietenie, că sunt orgolii la mijloc sau poate finanțe la mijloc, da? Și poate nu prieten, dar măcar o relație civilizată tocmai pentru faptul că cei mici au nevoie și de mamă și de tată. După 19 ani de relație, Mihaela, tatu și fostul soț și-au spus adio, iar motivul rupturii dintre ei a fost plecarea lui în altă țară, de unde s-a întors abia după 2 ani. Acei 2 ani, în schimb, între noi ne-au transformat sentimentele de pasiune dintre un bărbat și o femeie în sentimente fraterne. Adică am și spus, sentimentele pe care îi le port acum sunt de prieten drag, pentru că e unul dintre prietenii mei cei mai buni. Pe de altă parte, nu am niciun motiv să fiu supărată pe el. Suntem civilizați și suntem maturi și dăm dovadă de maturitate emoțională. Oana Voiculeț și naistul Nicolae Voiculeț au divorțat după 4 ani de mariaj, însă pentru ea nu a fost deloc ușoară despărțirea, mai ales că la scurt timp în viața naistului a apărut o femeie. Nu a fost ușor deloc. Mi-am revenit, cred că după aproximativ 2 ani de zile, timp în care am lucrat în permanență cu mine însămi, pentru că este destul de greu să treci de la o familie normală la o familie monoparentală. Este destul de greu să începi să ai anumite responsabilități pe care înainte nu le aveai sau le împărțeai. Din păcate, când doi oameni nu se mai iubesc și nu se mai simt bine împreună, sunt liberi să facă ce vrea. Adică nu e nevoie să divorțezi ca să ai o relație extraconjugală. Atunci când nu te mai iubești cu celălalt, lucrul acesta se întâmplă inevitabil. În schimb, există o dramă în spatele acestei acțiuni, pentru că nu este ușor. Absolut deloc. Și în același timp, cu reglarea mea ca mamă, a trebuit să reglez și echilibru copilului. Adică am suferit un dublu impact, atât eu cât și cea mică. Florentina Opriș a trecut printr-o adevărată dramă atunci când soțul ei a trecut în neființă. Eu cred că atunci când înțelegi ce ți se întâmplă, accepti mai ușor și faci în așa fel încât viața ta să fie echilibrată. Le sfătuiesc să se regăsească și să încerce să găsească cel mai bun mod sau cei mai, nu știu, potriviți ajutori, dacă vrei să spun așa, cele mai potrivite ajutoare, ca ele să fie împlinite trup și suflet. Pentru că până la urmă cred că împlinirea vine din înțelegere. La mine n-a fost un divorț, la mine a fost o plecare a lui de pe pământul ăsta, dar eu cred că acum am conștientizat că fiecare avem o misiune, un rost al nostru, că ne întâlnim la un moment dat pe traiectorie, dar apoi ne despărțim. Nu e ușor să înțelegi asta. Eu trebuie să merg în Tibet ca să mă echilibrez și să fac anumite tehnici de echilibrare. Specialiștii au și un sfat pentru familiile care aleg să se despartă. Noi credem că divorț înseamnă doar avocat, înseamnă doar custodii și partaje. Însă ce urmează după divorț, lumea nu mai cunoaște. Și comparăm de multe ori revenirea după divorț ca atunci când ești de sala de operație. Nu e suficient să fii pansat. Ai nevoie de terapie, ai nevoie de susținere, ai nevoie de ajutor în jurul tău și după ce ai trecut printr-o intervenție, respectiv printr-un divorț care este o traumă psihologică foarte mare.